Petardele sunt extrem de periculoase și pot duce la răni grave, mai ales atunci când sunt folosite într-un mod inadecvat și inconștient. În ciuda faptului că folosirea acestora implică un risc mare pentru persoana care le folosește, acestea pot fi cumpărate de oricine din mediul online. În piețele și domiciliile din Iași, acestea sunt vândute pe sub mână, ori numai de la persoanele cunoscute sau de încredere. Cei care vând astfel de obiecte se pot alege cu dosar penal și amenzi de până la 7.500 de lei. Până acum, polițiștii au confiscat 75 de kilograme de articole pirotehnice. În urma acțiunii au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor 75 de kilograme de articole pirotehnice din categoriile F2, F3 și F4 de periculozitate în valoare de 7.500 de lei. Spre exemplu, au fost depistați doi bărbați de 20 respectiv 28 de ani care dețineau fără drept articole pirotehnice. Astfel, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept. Același tipar este întâlnit în orice piață. La una dintre intrări se află câțiva indivizi care așteaptă liniștiți posibili clienți. După ce vede un potențial client, vânzătorul îl abordează discret, întrebându-l dacă dorește să cumpere petarde. De obicei, clienții sunt minorii, care nu pot să conceapă gravitatea unei posibile situații pe care o pot provoca.